Pe scurt, asta mă enervează, partea 5-a. Mă enervează când bagi telefonul la încărcat, dar cablul a uitat să-l conectez. Mă enervează când trebuie să merg la școală, mi este lene să mă trezesc, dar în weekend la 5 dimineața sunt deja în picioare. Mă enervează când doar ai ajuns la 12.000 de trofei și după ai pierdut 50 de meciuri la rând. Mă enervează când Diverse Channel nu postează mai des. Prieteni, vă recomand canalul Diverse Channel. Pe canal puteți găsi cele mai interesante curiozități, lucruri și topuri din lume. Haideți să-l susținem și scrieți în comentarii să posteze mai des. Linkul va fi în descriere. Mă enervează că deja este iarna, dar afară nu e zăpadă. Mă enervează când nu lăsați like-uri. Mă enervează când nu vă abonați. Mă enervează când dorm, sună cineva din prieteni și mă întreabă dacă dorm. Mă enervează când intru în toalet, am 54% la telefon și când ies, rămân cu 5%. Unde sunt procentele mele? Mă enervează când merg la toaletă și după aflu cel mai teribil lucru din viață. Nu este hârtie. Mă enervează când a ieșit afară, vreau să mă uit cât e ora, dar telefonul este acasă. Mă enervează când toți prietenii au iPhone, dar eu am telefon cu butoane. Mă enervează când se termină Coca-Cola. Mă enervează când îți cumperi iPhone 11 Pro, dar după mănânci aer că nu mai ai bani de mâncare. Mereu mă enervează când dimineața se aude aceste sunete. Like dacă și pe tine te enervează. Mă enervează când în frigider nu este mâncare. Mă enervează când calitatea la video este 360p și mai bună calitate nu poți aplica. Mă enervează când te uiți pe geam afară e cald, când ieși afară deja plouă. Mă enervează când trebuie să-ți faci tema pentru acasă. Mă enervează când aștepți liftul dar ai uitat să apeși butonul. Mă enervează când am filmat video dar am adunat puține vizionări. Așa că, prieteni, haide să adunăm 10.000 de like-uri pentru următoarea parte. Pe scurt, asta mă enervează, partea 5-a. Prieteni, și nu uitați să scrieți în comentarii ce lucruri pe voi vă enervează. Miau.